e verde. Nu, sunt încă în mașină. Un nou episod, ai cu tata. Un prieten bun de-al meu și-a luat ESOP și mă lasă să mă uit la el un pic. O să fac un test comparativ video între iPhone 7, ăsta cu care filmez acum, și ESOP. A venit omul cu ESOP-ul. Arată-ne marfa. E cam zgomot aici, dar o să ne dăm seama de treabă. Bun, nu se vede nimic, că e... Mamă, dar ce bine arată. Băi, dar arată extraordinar. Arată impecabil. Foarte mișto. M-am întâlnit cu Ovidiu în parc, în Herăstrău. Salut! Și el și-a luat ESOP, e printre primii în România care are ESOP. Și am zis să facem un test rapid, să vedem care filmează mai bine, Samsung ESOP sau iPhone 7 ăsta de pe care filmăm acum. Bun, încercăm un side by side. Asta în stânga este Samsung ESOP. Și în dreapta este iPhone 7, normal, nu varianta Plus. Bun, hai să vedem. Ce bicicletă ai aici? Este un model fantastic de la Decathlon. Așa. Motor 1.8, 120 de cai putere. Cred că încerc să te centrez aici să fie un pic mai bine. Bun, se vede bine. Ți-a apăsat pe butonul ăsta. Pe butonul ăsta, da. Așa, și se deschide. Ok. Și acum ai trei viteze, una, două, trei. Acum ești pe viteza cea mai mare. Ți-a apăsat pe ăsta și accelerație. Frâna e la picior acolo în spate. Am doar jumătate de oră cu Samsung-ul lui Ovidiu, așa că nu cred că o să-mi fac o părere foarte bună sau foarte corectă, dar de când l-am văzut, mie mi-a plăcut foarte mult designul. Adică am simțit că Samsung a inovat în materie de design. Zi-mi tu, Ovidiu, cum e pentru tine? Deja l-ai de o săptămână. Prima dată când mi-am cumpărat un Samsung, până acum eram utilizator 100% Sony, căutam la telefon o dimensiune nu foarte mare și să nu fac niciun fel de compromis când vine vorba de display. Și aha, pot să zic că am găsit exact ce căutam la ESOP. Este destul de îngust, poți să-l ții foarte bine în mână și totuși să ajungi și să controlezi foarte bine toate aplicațiile. Display-ul este fantastic, rezoluția e impecabilă, calitatea imaginii e foarte, foarte bună. Mi se pare că e așa un pic lunguieț, cum ți se pare forma lui? Da, e un pic mai lung decât un alt telefon cu aceeași mărime de display. Într-adevăr, ar putea fi un dezavantaj faptul că n-ajungi, ținându-l de partea de jos, n-ajungi ușor la scroll bar-ul cu instrumente. Da. Dar e un lucru care te poți obișnui. Da, cum îl ții în mână? E ok de ținut da, în mână? Da, se simte foarte bine. Nu mi se pare că e alunecos, deși, într-adevăr, e făcut totul din sticlă. Mai zi-mi două chestii care îți plac la el, ca să ținem scurt. Eu ascult foarte multă muzică. Așa. Și știam că în pachet va veni nu cu o pereche de căști de la Samsung, ci cu una de la AKG. Aha. E o pereche foarte, foarte bună de căști. Îmi place foarte mult faptul că are acest cablu care are material textil pe deasupra și nu se încurcă. Da, asta. Căștile se aud foarte bine, arată foarte mișto și se aud foarte bine. Arată bine. Și jack pentru căști? Da, jack-ul este în partea inferioară. Ce ți-a mai plăcut la el? N-am apucat încă să testez camera. E așa. Adevărat că când vine vorba de foto sau de video, am o altă cameră suficient de mică pe care să o am tot timpul cu mine și atunci nu recurg la telefon foarte des.
Dar urmează. Uite, urmează. Cu ajutorul tău o să vedem. Acum o să vedem pe video, chiar comparăm cu iPhone 7, să vedem care arată mai bine. O să vedem calitatea video și slow motion. Cam asta e tot. Dacă ți-a plăcut, dă un like, dacă ai întrebări, poți să scrii în comentarii și dacă sunt legate de Samsung S8, o să-l sun pe Ovidiu și o să-l întreb, pentru că eu folosesc iPhone-ul pentru filmări și cam atât. Pa!